Și acum, doamne, când a venit pandemia, am stat o perioadă la ei mei acasă, la Botoșani. Bă, și mi-am dat seama ce diferențe mari sunt între generațiile noastre. Uite, de exemplu, ai mei fac parte din generația care s-a mai dus la școală și de plăcere. Ori noi, majoritatea, ne-am dus la școală doar din obligație. Hai să aplaud de cei cărora nu le-a plăcut școala. Asta zic, asta zic. Plin de proști. Aplaudam și eu, dacă nu avem microfonul în mână, stați liniștiți.